Executivul vine și în acest an în sprijinul românilor cu venituri mici ca să treacă cu bine și această iarnă. Astfel, măsurile sociale adoptate pentru încălzirea locuinței și suplimentul pentru energie termică, gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi sau petrolieri se vor aplica în continuare tuturor persoanelor care au beneficiat de acest sprijin. În ultima ședință de guvern s-a decis ca sprijinul pentru plata facturilor la energie în valoare de 700 de lei să se acorde în continuare de două ori pe an și pentru iarna 2024-2025. Cardurile pentru încasarea ajutoarelor au fost emise și distribuite de Compania Națională Poșta Română, iar listele cu beneficiari sunt întocmite printr-un parteneriat între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Finanțelor, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul de Telecomunicații Speciale. Se pot plăti facturi curente sau restante doar pentru locul de consum de la domiciliul beneficiarului. Cu un card se pot face mai multe plăți către mai mulți furnizori până la epuizarea sumei.